Noi bine v-am găsit la știrile TV Giugiu, iată mai întâi pe scurt subiectele acestei ediții. Evenimentul ieri cu victimă pe șoseaua de centru. Alegerile locale. Un biciclist în vârstă de 54 de ani din Giugiu a fost acroșat de o mașină după ce a schimbat direcția de mers fără să se asigure. În urma evenimentului petrecut pe șoseaua de centura orașului, biciclistul care consumase și băuturi alcoolice a suferit răni la nivelul capului. Un biciclist în vârstă de 54 de ani a fost implicat astăzi într-un accident rutier pe șoseaua de centură a orașului. Bărbatul se deplasa pe strada Unirii pe sensul Steaua Dunării Vamă și a virat la stânga pe strada Academician Miron Nicolescu. La schimbarea direcției de mers, listul nu s-a asigurat dacă poate să efectueze această manevră în siguranță și a intrat în coliziune cu un autoturism. Vreau să fac eu. Pe deal, ce plan de regulament?
avertizeze că se apropie o mașină. Mă întreba dacă vine ceva în spate. Da? Era la 5 metri de, da? De mine. Așa. Până să mă uit, i-am zis, băi, bine. Și cum i-am zis, băi, bine, era... Ce grav e conștient. Am întrebat, băi, știi cum te cheamă? Cheale toate datele. În urma impactului biciclistul a fost rănit la nivelul capului și a fost transportat la de urgență. Avem un pacient la superficie la cap. E conștient. Da, e stare bună. Ce au fost testați pentru a se stabili nivelul alcoolemiei, a rezultat că șoferul autoturismului nu consumase băuturi alcoolice, însă în cazul biciclist are ieșit o concentrație de 0,20 mg alcool pur în aerul expirat. Acum polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili și împrejurările în care s-a produs accidentul, urmând să întocmească un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din s-a produs în după amiaza acestei zile și pe DN5 la câțiva kilometri de curbele din apropierea comunei Daia. Din cauza neacordării de prioritate două autoturism a intrat în coliziune, iar o femeie a fost rănită.
a avut loc în jurul orei 14 și 30 de minute, în incident fiind implicat un autoturism Suzuki și unul marca Seat. Cele două autovehicule s-au ciocnit după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate la schimbarea direcției de mers. Un conducător auto în vârstă de 35 de ani din comuna de județul în timp ce se deplasa cu un autoturism Suzuki pe drumul național 5 cu direcția București la kilometrul 45, a fără să se asigure, intrând în coliziune cu un alt autoturism marca Seat, condus regulamentar de un cetățean străin în vârstă de 35 de ani. În urma impactului, o femeie de 35 de ani care se afla în autoturismul a fost transportat la spitalul județean Giurgiu. Niciunul dintre conducătorii auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii rutieri descânzând în cauză un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de mare corporală din culpă. Potrivit reprezentanților PJ Giurgiu, autoturismul Seat era condus de un cetățean din Republica Moldova care se deplasa către Giurgiu. S-a produs după ce celălalt conducător auto a încercat să vireze la stânga și nu a acordat prioritate. Odată cu înrăutățirea vremii crește numărul evenimentelor rutiere. Neadaptarea vitezei la condițiile de drum, dar și neechiparea autoturismului cu anvelope de iarnă sunt principalele cauze generale
operatoare de accidente rutiere în această perioadă pentru a evita astfel de situații. Poliției și de la rutieră vă recomandă să conduceți prudent. Conducerii autovehiculelor pe timp de ploaie este necesară utilizarea luminilor de întâlnire și pe timpul zilei pentru toate categoriile de drumuri și acelor de ceață. Aceasta este una dintre recomandările polițiștilor de la rutieră pentru șoferii care circulă pe o vreme ploioasă. Recomandările vin în numărului evenimentelor rutiere în perioadele de vreme rea. Pentru a evita astfel de situații, poliții și de la rutieră vă recomandă să conduceți prudent de anumite criterii. În primul rând, autoturismul este obligatoriu să fie dotat cu cauciucul de iarnă. În al doilea, periculoase, special în zonele periculoase, să se circule cu o viteză care să permită prevenirea oricărui pericol și mă refer aici la zonele de pantă, la treceri pentru pietoni, la curbe cu vizibilitate redusă și alte zone periculoase. În al doilea rând, conducătorii auto trebuie să se asigure că sistemul de iluminare, semnalizare este perfect funcțional. De asemenea, polițiștii recomandă păstrarea unei distanțe mai mari față de autovehicul care circulă în față, precum și evitarea acționării bruște a mecanismului de direcție și a sistemului de frânare al autovehiculului pentru evitarea în condițiile unui trafic aglomerat, precipitațiile pot determina apariția unor
cerut fiere temporare, nu va angaja în depășirea unei coloane de autovehicule fără a avea o bună vizibilitate și efectua fiecare manevră în trafic doar după o temeinică asigurare. Un român care a trecut în dimineața zilei de prin vama de la Giugiu ar putea fi condamnat pentru infracțiunea de tăinuire la furt aflat la volanul unui autoturism înmatriculat în Franța. Cetățeanul s-a declarat surprins când i s-a spus că mașina figurează bazele de date ca fiind furată din țara de înmatriculare. Pe drumurile publice din România au ultimii ani matriculate în alte țări și ele sunt adesea conduse de cetățeni români. Șoferii care au asemenea autovehicule sunt și ei supuși greșelilor ca orice conducător auto analizați pentru gafele din trafic. Nu însă, precum românul care a aflat ieri dimineață în punctul de trecere al frontierei de la Giurgiu, la volanul unui autoturism în Franța a declarat că a fost rugat de un prieten să treacă turismul în Bulgaria pentru o nouă matriculare în țara de la sud de Dunăre. Tot automobilistul bine i se verifică au documentele în vama, a mai declarat că nu avea cunoștință de faptul că mașina figura ca fiind furată, a alertat introdus în sens, fiind din 2014. Șoferul a declarat că a fost rugat de un prieten să transporte autoturismul în Bulgaria pentru a-l înscrie și că nu a cunoștință că acesta figurează ca fiind furat. Polițiștii de frontieră Giurgiu Veveni au întocmit în cauză actele premergătoare de cercetare penală sub aspectul să
săvârșirii infracțiunii de tăinuire la furt, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul serviciului teritorial al poliției de frontieră de Giurgiu până la finalizarea cazi impune măcar o concluzie. Conducerea unor mașini matriculate în alte țări decât România comportă un risc uneori chiar și în cazul verificării autovehiculului. Așadar, atenție la tranzacțiile făcute pe piața auto cu asemenea mașini. României le va aduce o surpriză plăcută bugetarilor. Aceștia vor primi salariul mărit cu 10% după ce președintele Klaus Iohannis s-a promulgat legea de parlament. De majorări salariale vor beneficia și angajații din sănătate, dar și cei din învățământ. Președintele Klaus Iohannis s-a promulgat legea care le prevede majorarea cu 10% a salariilor tuturor bugetarilor care nu beneficiază de alte creșteri salariale. Așadar, în sănătate, furiile cresc 25% în învățământ cu 15%, iar ceilalți bugetari primesc și ei de la 1 decembrie salarii cu 10% mai mari. Cele trei categorii de presupun costuri suplimentare de 6,5 miliarde de lei în bugetul anului viitor. Acum rămâne de văzut cum va reuși cabinetul Cioloș să aloce bani pentru toate aceste salariale și să se încadreze în același timp într-un deficit bugetar mai mic de 3%. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților pe 11 noiembrie. Ordonanța de urgență a guvernului 35/2015 prevedea doar majorarea salariilor din sănătate cu 25%. Însă una
văzut că vor crește și salariile tuturor bugetarilor cu 10%. Condiția pentru aplicarea acestei prevederi este ca aceștia să nu mai beneficieze în cursul anului 2015 de alte majorări. Liberalii s-au opus inițial la amendamentul cerând mai întâi date suplimentare de la Ministerul de Finanțe cu privire la impactul bugetar. Deputații au respins însă retrimiterea proiectului la comisii, iar ulterior și deputații PNL au votat în favoarea proiectului, acesta trecând cu o largă majoritate de parlament. Casa Asigurărilor de Sănătate Giugiu a început în urmă cu câteva zile distribuirea celei de-a treia etape a cardurilor de sănătate. În județul Giugiu, peste 200.000 de persoane sunt înregistrate ca beneficiarea acestui atestat medical. Nici nu s-a terminat bine tipărirea cardurilor, cu o parte din Giugiu venea început deja să le piardă pe cele prime. Este de la 1 septembrie singurul instrument de decontare și validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate, chiar și în aceste condiții. Există și giurgiuveni care nu au primit actul medical sau nu l-au ridicat de la ghișeele casei de sănătate din diferite motive. Cei care nu au primit până în prezent cardul de sănătate pot intra în posesia lui în următoarea perioadă, deoarece Casa de Sănătate a dat startul la acea de-a treia etapă de distribuire. Situația cardurilor de sănătate la nivelul județului Giugiu se prezintă în felul următor. Au fost produse un număr de 186.000 de carduri care au fost distribuite în trei etape.
ardurilor în urmă cu 20 de zile s-a primit de către compania Poșta Română un număr de 9690 de carduri care în această perioadă sunt din cele două etape de distribuire, cele 2500 de Giurgiu Venu și-au ridicat cardul de sănătate din lipsa unui medic de familie ori din cauza faptului că nu se în țară. Există însă și cazuri în care beneficiarii actului medic deja l-au pierdut. Avem și 415 persoane cardul pierdut. Nu știm exact numărul celor care l-a pierdut, dar persoanele care s-au prezentat la ghișeele casei sunt în număr de 415. Iar pentru a dobândi al cardului de sănătate trebuie să completeze o cerere, o copie după actul de identitate și să achite suma de 15 lei 50. 2 de persoane din județul Giurgiu au refuzat cardul din motive religioase sau de conștiință. Pentru aceștia, Casa de Asigurări de Sănătate eliberează tot o de înlocuire a acestui act. Adeverința se primește în baza unei cereri în care se spun motivele refuzului și ce este valabilă 3 luni de la el. Cei care refuză cardul vor prezenta o dată la 3 luni dovada calității de asigurat în vederea emiterii unei noi adeverințe. Femeilor liberale din județul Giurgiu este pregătită pentru alegerile locale din 2016. Doamnele și domnișoarele din PNL consideră că liberalii au cel mai bun candidat funcția de primar,
iar acesta este principalul actual organizației. Rezultatele sondajului în urma căruia Florian Nicolae a fost confirmat oficial drept ca al PNL pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu au fost așteptate cu interes și de organizația femeilor liberale. Astfel, deputatul Giurgiu Vean va avea din este toată susținerea. Eu personal îl cunosc pe domnul Florian de 25 de ani. Am lucrat împreună la Consiliul Județean. Eu noi îl vom susține cu toată puterea noastră de femei. Cred că domnul Florian nu va acorda atenția femeilor pentru că știe că toate femeile din organizația noastră sunt alături de el. Este un cetățean al Giurgiului. Sondajul efectuat la comanda PNL de către CSOP au fost anunțate în urmă cu două zile de către cei doi copreședinți ai filialei județene a PNL. Potrivit acestui sondaj, deputatul Florian
Nicolae este pe primul loc în preferințele juvenilor pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. Violența împotriva femeii este adusă în atenția opiniei publice în fiecare an la data de 25 noiembrie, când este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței. Tot mai mult recunoscută ca fiind una dintre cele mai serioase și urgente probleme ale tuturor timpurilor, problemă care este prezentă și în județul Giurgiu. Care an la data de 25 noiembrie se aduce în atenția opiniei publice problema violenței asupra femeilor, marcându-se Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva sexului. Frumos, potrivit datelor la nivel mondial, 35% dintre femeile din întreaga lume s-au formă de violență fizică sau sexuală. În România cifrele sunt și mai alarmante. 70% din reprezentantele sexului feminin au fost supuse de violență fizice în timpul vieții. Cel mai adesea violența este asupra femeii și asupra copiilor. Și se poate manifesta în diversele forme. Cel mai frecvent întâlnită este violența fizică, violența verbală și forma de abuz emoțional. Din păcate, consecințele acestui fenomen sunt dramatice asupra mamei și asupra copilului și mai marchează atât viața mamei cât și a copilului și aș putea spune viața copilului pe parcursul întregii vieți. Legea arată că nimeni nu trebuie
suporte violențele și protejează victimele oferindu-le găzduire în centre speciale numite adăposturi. Semnalarea situațiilor de violență asupra copilului și violența în familie se face la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Un astfel de centru funcționează și la Giurgiu încă din anul 2003. În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului funcționează din 2003. Și începând de luna trecută într-un sediu nou. Acest centru de protecție pentru victimele violenței la domiciliu, în care există 10 locuri pentru mamă și copil, un centru de rezidență care oferă posibilitatea cuplurilor mamă-copil de a ieși din cercul vicios al violenței, de a-și relua, dacă se poate spune așa, viața după o perioadă de rezidență aici. Cele 16 zile cuprinse între 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva femeilor, și 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului, reprezintă perioada campaniei împreună pentru a pune capăt violenței va femeilor. ONU a invitat toată populația să poarte un veșmânt portocaliu ca simbol al acțiunilor ce se desfășoară pe toată perioada campaniei. Și muzician din Canada, Jill Hennessy, s-a născut în Edmonton pe 25 noiembrie 1968. Cele mai cunoscute filme pentru marele ecrane în care Rița este distribuită, sunt RoboCop 3,
și Most Wanted. În afara activității pe teren muzical, câteva prezențe ale actriței sunt de remarcat și în unele seriale de televiziune. Iubesc serialele de televiziune pentru aparițiile sale în Law and Order și Crossing Jordan, artista canadiană s-a născut pe 25 noiembrie 1968 în Edmonton, Alberta. De la filmările acțiunilor din serialele memorabile care a jucat, Gila a dovedit că poate să se evolueze și pe scenele în care își interpretează propriile compoziții muzicale și parese și în calitate de cantautor de asemenea apreciată. 10.000 de mile este titlul piesei din care am pregătit un fragment spre a vă lăsa să analizați calitatea de muzician în art. Că Gil se va fi declarat nemulțumită de
posibilitatea de a juca rolul agentului Dan Scully în serialul Dosarele X, măcar se poate consola cu faptul că a jucat rolul important pentru cariera sa în două filme apreciate pe marele ecran. RoboCop 3 și Most și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu noi, urmează rubrica meteo. Nu ratați în această seară emisiunile la porțile dorului în direct cu Ilie Clement și Medicina în direct. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Veștile despre vreme nu sunt dintre cele mai bune. La Giurgiu cerul va fi plin de nori pe toată durata zilei și va ploua pe arii extinse. Vântul va avea intensificări cu valori între 15 și 30 de kilometri pe oră. Cantitățile de precipitații nu vor depăși 6 litri pe metru pătrat, în timp ce maxima zilei nu va trece de 9 grade Celsius. În județul Giurgiu se vor înregistra de la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 9 grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului 30 de kilometri pe oră din direcția nord-vest.
că va fi de 758 de milimetri coloană de mercuri. Umiditatea este prognozată la 93%, cotele apelor Dunării vor fi în creștere de la 10 la 20 de centimetri, cota probabilă minus 3.